Invitat în cadrul emisiunii În linia întâi la Nova TV, artistul plastic a aflat de la realizatorul Jimmy Ionescu că nepoții acestuia, Tudor Ravoiu și Andrei Lup, au realizat o pagină web care cuprinde informații despre activitatea și lucrările realizate în cei 65 de ani de activitate artistică. Și trebuie să vă spun că noi v-am pregătit o surpriză, de fapt prin amabilitatea nepoților dumneavoastră, nepotul marelui sculptor Emil Mureșan, Monstrul Sacru al Pânză de Paiaj, așa cum am titrat, inspirat dintr-un titlu al lui Alex Pântea, monitor, așa erați creionat. Da. Țin minte că aveți acel lucru chiar în camera dumneavoastră de lucru, l-am văzut săptămâna trecută. Tudor Ravoiu, împreună cu Andrei Lup, fostul nostru coleg, au pregătit o surpriză pentru Emil Mureșan. E vorba de un site pe care l-aveți dumneavoastră, așa am fost anunțat din regie, emilmureșan.ro. Tudor Ravoiu a făcut acest site, iar Andrei Lup a montat și a pregătit fotografii. O să rog pe Angelo din regia tehnică și ne vom uita, uitați-vă acum. Aceasta e surpriza pentru 4 minute, deci sunteți și în online, maestre, ca atare. Nu, e surpriză foarte mare, da, pentru că nu a spus nimic de toate. Tudor Ravoiu, păi nu puteam nici o să nepotul vă dezvăluiți și cu Angelo. Da? Nepotul Tudor, da? Da, Tudor în Germania Ravoiu, și da, celălalt e geologul de aici și înseamnă că amândoi au pus la cale toată treaba. Foarte da, frumos exact la aniversarea dumneavoastră rotundă, aceasta este surpriza pregătită de nepoții dumneavoastră, Andrei Lup, fostul nostru coleg din partea tehnică. Iată acolo, Angelo a pus în undă câteva dintre imaginile care se regăsesc pe ceea ce înseamnă acest site. Dumneavoastră aici sunteți în grădină, nu știu, cred că Andrei v-a făcut ori știați, ori nu știați despre aceste fotografii, fără să realizați că, de fapt, sunteți în atelierul de lucru, ca atare, da, iată. Aici sunt lucrări care le fac eu monumentale, mari. Da, dacă ne puteți spune câteva lucruri, deci iată poze extra blat făcute de către Andrei Lup și, repet, cei care au pus la cale această surpriză pentru noastră, faptul că acum aveți un site dedicat numai dumneavoastră în mediul online, pe internet. Nu spune, n-am știut treaba asta. Foarte frumos, foarte asta este surpriza. Da, e foarte frumos. Surpriza pregătită de către nepoții dumneavoastră.